Mă implic 100%. Propunerea făcută de Ana Maria Prodan lui Laurențiu Reghecamp, în plin proces de divorț. Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp se află în proces de divorț, după o căsnicie de 13 ani. Deși ruptura este irevăzibilă, având în vedere că antrenorul Universității Craiova are o nouă parteneră, alături de care așteaptă și un copil, Ana Maria Prodan i-a propus lui Laurențiu Reghecamp să colaboreze în continuare din punct de vedere profesional. Propunerea făcută de Ana Maria Prodan lui Laurențiu Reghecamp, în plin proces de divorț. Ana Maria Prodan a anunțat că este dispusă să-i fie în continuare agentului Laurențiu Reghecamp și a promis că, dacă antrenorul va accepta, va fi 100 implicată în ciuda problemelor din viața personală. Da, așa este. Mă implic 100 de procente. Cariera lui Laurențiu, cu mine sau fără mine, trebuie să fie perfectă. Asta depinde numai de el dacă își va dori să continue cu mine, este ok, va fi la fel de frumoasă dacă și viața lui personală va fi frumoasă. Dacă nu, își va alege probabil un alt agent care va încerca să-i găsească contracte. Eu îmi doresc foarte tare ca el să aibă o viață personală perfectă, căci numai așa poate găsi contracte. Altfel este foarte greu, a declarat Ana Maria Prodan. Propunerea Ana Mariei Prodan este surprinzătoare, având în vedere că nu s-a ferit să-l atace pe Laurențiu Reghecamp, pe care l acuză că și-a jefuit familia pentru amantă. Laurențiu Reghecamp și-a jefuit familia pentru amantă. Aici mă voi opri pentru că deja este mult prea urât și, repet, am un copil cu Laurențiu Reghecamp, care aș vrea să fie mândru de tatăl lui. În acest moment, familia refuză să creadă că se întâmplă lucrurile astea, refuză să creadă că Laurențiu a fost implicat în așa ceva, refuză să creadă că în timpul căsniciei face copii cu altcineva, refuză să creadă că în timpul căsniciei deschide firme copiilor noștri cu altcineva, cu amante și așa mai departe. Faptul că Laurențiu nu vorbește despre asta este un lucru ciudat. Faptul că el nu confirmă aceste lucruri înseamnă că, deocamdată, nu este adevărat. Când se vor confirma aceste lucruri, avocații noștri ai familiei vor avea de lucru, a spus Ana Maria Prodan.